Hello People, în sfârșit clipul despre fumat în sarcină este aici, în fața voastră. Știu că am primit extrem de multe mesaje să fac clipul ăsta și știu că l-așteptau o mare parte dintre voi. În mod deosebit, femeile însărcinate care sunt fumătoare și care fumează acum fiind însărcinate și s-au lovit de un val de judecată și de reproș și de priviri în scârbă și de toate cele în momentul în care erau văzute de persoane că au burtă și fumează. La rândul meu am trecut prin chestia asta și trebuie să recunosc că mă enervau oamenii care îmi spuneau că nu e bine că fumez când sunt însărcinată, de parcă eu aș fi fost o bătută în cap și n-am văzut în viața mea, nu știu, un avertisment de pe un pachet de țigări sau parcă eu aș fi inconștientă de efectele fumatului asupra organismului, indiferent că sunt sau nu gravidă. Înainte să vorbesc despre fumatul în sarcină în sine, vreau să vă spun că ăsta nu este un clip în care eu vă enumăr efectele negative ale fumatului asupra sănătății voastre sau a copilului, pentru că sunt convinsă că toată lumea știe că fumatul e rău, atât pentru copil cât și pentru mamă și în general fumatul este un lucru îngrozitor. Dacă sunt copii care mă urmăresc, sunt adolescenți care mă urmăresc și sunt fumători, vă recomand să vă lăsați de pe acum de fumat cât mai repede posibil și dacă nu v-ați apucat de fumat și simțiți că aveți o oarecare presiune în anturaj de a fuma, de a fi cool, de a fi și așa mai departe, vă rog frumos, nu faceți tâmpenia de a vă apuca de fumat. Eu am făcut prostia asta cândva în clasa a 8-a spre a 9-a, de fapt în vacanța de vară din a 8-a spre a 9-a, când m-am apucat de fumat și dacă regret ceva în viață, este prostia de care am dat dovadă la momentul respectiv. Nu știu neapărat dacă este vorba de prostie, poate e un cuvânt cam dur, dar cert e că la vremea respectivă am început să fumez pentru că în anturajul meu eram singura nefumătoare, mostly. În gașca apropiată de prieteni, eram singura nefumătoare, eu simțeam că sunt proastă la clasei. Mi se părea interesant să ies la fumat cu colegii în pauză, mi se părea interesant inclusiv ascunderea asta de mama, să nu se prinde mama că miroase gura țigări sau că am țigări în ghiozdan și așa mai departe. La vremea respectivă mi se părea ceva nu atât de harmful, nu atât de dăunător, mi se părea o joacă, mi se părea că pot să renunț oricând la fumat, că este doar o chestiune trecătoare, e o prostie, că încerc și eu să mă integrez, să fiu cool and trendy, cât de proastă puteam să fiu. Așa că dacă sunteți la vârsta aia, foarte instabilă și cumva momentul potrivit de a te apuca de fumat, respectiv trecerea spre liceu, cam în liceu începem toți, am început toți să facem căcaturi, opriți-vă la timp pentru că este cel mai mare rău pe care puteți să vi-l faceți. După cum începusem mai devreme să vă zic, numai că ca de obicei când pornesc camera încep și eu iau băule și vorbesc foarte mult, că mai vorbesc și singură, logic, vorbesc cu un aparat, nu simt că e cineva în față care să mă oprească să-mi spună o părere și așa mai departe. După cum spuneam mai devreme, ăsta nu este un clip în care eu spun cât de rău face fumatul copilului și sarcinii, pentru că vă știți deja chestia asta. Fac clipul ăsta mai degrabă pentru oamenii care au tendința să judece femeile însărcinate care fumează, fără să știe de fapt ce este în sufletul lor sau prin ce trec ele. E vorba aia că walk a day in my shoes, știi, cumva nu ești în pantofii mei, în papucii mei sau în ce vreți voi, ca să mă poți judeca și ca să poți să emiți tu judecăți de valoare, să treci, să sari direct la concluzia că dacă eu sunt însărcinată și fumez, nu-mi pasă de copilul meu, că arăt penal, că arăt scârbos, că să-mi fie rușine, că, vai, dar tu nu știi că fumatul dăunează copilului sau ție, bă, atâta, bă, poate fi proastă, mă, poate că nu-mi dau seama că fumatul dăunează copilului, cine știe. Chiar și atunci, dacă sunt proastă. Sau nu-mi pasă de copilul meu, dacă eu fumez și mă doare în cur de sănătatea copilului meu. Să nu crezi că dacă tu mi-atragi atenția, brusc o să zic, bă, ești nebun, nu m-am gândit niciodată la asta. Din momentul ăsta fac o schimbare de 180 de grade și începe să-mi pese de copilul meu. E clar că e greșită chestia asta. Sunt ferm convinsă că absolut toate mamele care au vicii înainte de sarcină se luptă cu un sentiment puternic de vinovăție în momentul în care rămân însărcinate și sunt nevoite să renunțe la viciile respective. Gândiți-vă că sunt atâtea mame în lumea asta care fumează și asta este un flag față de cele care trag aurolac, da? Sunt gravide la 17 ani prin gări din cine știe din toată lumea. Nu cred că sunt fericite, că sunt însărcinate și cred că sunt conștientă că le fac rău copiilor din burta lor, dar aurolacul ăla le mănâncă rațiunea, le mănâncă puterea, viciul este mai puternic decât omul. Sau mamele care, mă rog, bănuiesc că ați văzut și voi documentare sau tot felul de filme în care mamele bagă în venă, sunt dependente de la crack, la heroină, la toate cele. Să nu credeți că mamele respective bagă heroină pentru că viața lor este frumoasă sau că nu le pasă de copilul lor și de bagă heroină. Eu cred că lor nu le este bine că sunt pe stradă sau că sunt dependente de droguri sau că
trăiesc în niște medii de căcat, sub poduri, se încălzesc la butoi și mănâncă resturi din gunoi, nu cred că sunt fericite să aducă un copil pe lume într-un astfel de mediu și în astfel de condiții și poate că singura lor scăpare din lumea de căcat, din universul lor de căcat, este o doză de heroină. Nu înseamnă că e bine că fac chestia asta, dar poate ar trebui să ne dăm un pas în spate și să nu mai comentăm noi ăștia care stăm în casă la căldură, avem ultimul model de iPhone și așa mai departe, și să-i criticăm noi pe ăia care sunt mai slabi decât noi, pe care a pus controlul în viciu și așa mai departe. Sunt convinsă că ați înțeles despre ce e vorba. În categoria oameni care se simt decăcați, se simt vinovați și se simt lipsiți de putere în fața unui viciu, sunt și eu. Pentru că am avut două sarcini în care au ieșit trei copii absolut minunați pe care îi ador și am fumat în ambele sarcini și fumez și în momentul ăsta și recunosc că am făcut eforturi mari pentru mine, mari, pentru alții poate eu nu m-am chinuit destul, dar eu am avut un inner struggle foarte mare pentru că simțeam în momentul în care eram la un restaurant sau stăteam pe o bancă în parc sau eram oriunde cu dita mai burta, indiferent că e prima sau a doua sarcină, și mi-aprindeam o țigară. Simțeam cum se uită la mine ospătarul, simțeam cum se uită la mine nu știu ce mămică de la o altă masă, două babe într-un colț acolo, toată judecata aia, mă mânca pielea, mă enerva, îmi venea să spun, bă, ce p***a mea te uiți tu la mine că fumezi, ia lasă-mă în pace. Eu nu făceam decât să închid ochii și să zic, știi ce, Alexa, nu îmi pese, pentru că ei nu știu prin ce trec eu și n-au decât să mă judece că sunt însărcinată și fumez. Poate că sunt un om de căcat, poate că sunt un om slab, poate că nu-mi pasă, dar asta nu înseamnă că îți dă ție, Xulescu, dreptul de a mă judeca pe mine. Tu, cel mai bine, îți vezi de viața ta și dacă voi aveți tendința de a le spune femeilor însărcinate, știi, fumatul îți face rău, fumatul nu este sănătos pentru copil, te rog frumos, înghite gălușca aia, nu o da, știu că îți vine să o spui, dar nu o spune, pentru că nu am auzit în viața mea ca o astfel de replică să întoarcă la 180 de grade o fumătoare să zică, bă, asta mi-a pus capac. Adică eu am încercat să mă las de fumat, am încercat să înlocuiesc fumatul cu pufuleți, cu subtul din pix în loc de țigară, am încercat să beau ceai în loc de cafea ca dimineața să nu mai simt nevoia de țigară. Bă, da, și a venit colega aia mea de la Resurse Umane și îmi zice, fată, au, știi că fumatul face rău în sarcină? Bă, și în momentul ăla am zis, incredibil, gata, gata, fată, nu mai fumez, că noroc cu tine, mă, știi că nu mă gândisem niciodată la chestia asta. Așa că, dacă aveți aceste tendințe de a veni voi cu înțelepciunea voastră nemai întâlnită în viețile gravidelor, să le spuneți lor ce au de făcut și cât de inconștiente sunt sau nepăsătoare sau vicioase sunt, opriți-vă, pentru că este absolut îngrozitor. Poate doar la prietenie, așa, că mie, în momentul în care am rămas însărcinată, și maică mea și Adi și prietenele mele și absolut toată lumea din jurul meu mi-a zis, poate încerci și tu să mai lași din țigări, pentru că ce-ai drept, eu sunt o fumătoare înrăită. La mine nu trece o zi fără să fumez un pachet de țigări și să nu credeți că sunt mândră de mine. M-am gândit să facem din chestia asta și un fel de story time și să vă explic exact cum am început eu să fumez și cum am ajuns în punctul în care să tremur dacă nu fumez o țigară în perioada în care eram însărcinată, în mod deosebit la sarcina cu Matei. Am început să fumez, după cum spuneam mai devreme, în vacanța de vară dintre clasa a 8-a și clasa a 9-a. La momentul respectiv eram cam singura nefumătoare din anturaj, iubitul meu de la vremea respectivă era și el fumător și cumva eu mă simțeam proasta clasei. Băi, și mă chinuiam să fumez pentru că nu-mi plăcea, vin totuși dintr-o familie în care părinții mei sunt fumători și, mă rog, recently maică mea s-a lăsat de fumat că a avut niște probleme de sănătate și și-a găsit cumva ambiția și puterea interioară să se lase de fumat. Dar încă de la cele mai proaspete amintiri ale mele din copilărie, eu nu mi-o aduc aminte pe mama fără țigări. Cumva am asociat fumatul cu mama. Când îi mirosea mâna țigară, pe mine nu mă deranja, o luam ca pe parfumul ei personal, nu știu, avea două tipuri de parfum la propriu cu care se dădea și în momentul în care se amesteca în casă, când ea pleca la muncă, mirosul de țigară cu mirosul de parfum, aia pentru mine era mama. Nu mi-am imaginat-o niciodată pe maică mea nefumând. Am crescut într-o casă de fumători în care, dacă intra la mine în cameră, eu o dădeam afară și îi spuneam, puh, ce pute țigara asta aici afară, nu fuma la mine în cameră. Și atunci maică mea, normal, ea nu fuma în camera mea în mod obișnuit. Dar uneori, nu știu, venea din bucătărie, bătea la ușă să-mi spună ceva și dacă mă ținea de vorbă un minut în ușă cu țigara în mână, eu îi spuneam, hai du-te că îmi împuți camera, mi intră fumă în camera la mine, du-te că vin eu la bucătărie. Și atunci, pentru că ai mei au fost fumători,
Țigările au fost întotdeauna peste tot în casă. Peste tot în sensul că erau țigări la ai mei în dormitor pe noptieră, erau țigări în bucătărie, erau țigări în sufragerie, pe masa din sufragerie, erau pachete de țigări prin balcon. Acum nu vă imaginați că trăiam înconjurați de pachete de țigări, dar eu, când m-am apucat de fumat, fumam cu ai mei în casă și ai mei nu se prindeau, pentru că ei, fiind fumători, nu simțeau mirosul de țigară. Nu fumam la mine în cameră. La început de tot fumam în balcon când ei nu erau acasă, fumam în sufragerie, în bucătărie, oriunde, dar nu prea fumam la mine în cameră, că știam că s-ar putea să se prindă ai mei, clar. Ce era cel mai trist la faptul că m-am apucat la 14-15 ani, ce e cel mai trist, de fapt, este tocmai motivul pentru care m-am apucat de fumat. Pentru că eu nu m-am apucat de fumat văzând-o pe maică mea în casă. Faptul că ai mei fumau nu a fost un ia mă, ia să fumez și eu, păi ce, numai mama, numai tata? Nu, noi petreceam în adolescență și în perioada mea de dinainte de liceu și un pic din liceu, petreceam foarte mult timp la Dada. Pentru cei care sunt din Constanța, cu siguranță ăștia mai de vârsta mea, by the way, eu fac 30 de ani acum în martie, ăștia mai de vârsta mea știu foarte bine de clubul Dada de la Delfinariu, care era vis-a-vis de MEC, și toată ziua stăteam acolo, în vacanțe, după școală. Dacă ai mei nu dădeau de mine, știau tot timpul că mă găsesc la Dada la Delfinariu. Și acolo toată ziua jucam biliard și fumam. Și stăteam, ne hăhăiam, stăteam câte o zi întreagă, cel puțin câte o zi întreagă. Adică erau momente în care scăpam de la școală și mă duceam direct la Dada. Uneori mergeam pe jos, pentru că eu în Constanța stau în faleză nord și e super aproape de mers pe jos, e gen așa o plimbare de 10 minute. Și iată cum de acasă plecam în cărduri de 5, 6, 10, 12 oameni, habar n-am, împreună la Dada, unde închiriam 2-3 mese de biliar și stăteam acolo de dimineață până seara. Mă dați seama că se fuma în continuu acolo, iar eu fiind nefumătoare, parcă eram așa gen, bă, dar eu sunt proast, ia mă să fumez și eu. Și trăgeam dintr-un fum de la, mă ustura gâtul, horcăiam, tușam, bășam, toate alea. Dar mă luptam, adică mie, chiar dacă mi se făcea rău și mă lua amețeala de la un fum de țigară, eu mă duceam și trăgeam din țigara iubitului meu de la vremea respectivă. Și el deja fuma, adică restul din gașcă erau deja niște fumători obișnuiți. Eu mă chinuiam cumva să devin și eu fumătoare. Voiam și eu să fumez, doamne, ce, eu sunt proastă, toți fumează, vreau și eu să fumez. Și am făcut un tâmpenie asta, de m-am apucat de fumat. Și la început era, v-am zis, nasol, horcăiam, behăiam, ustura gâtul, nu-mi plăcea absolut deloc să fumez. Dar, practicând chestia asta zilnic, a început să-mi placă. În sensul că se diminuase disconfortul ăla din gât, nu mai tușeam, parcă începea să-mi placă gustul și așa m-am apucat eu de fumat, drept urmare. Eu, de obicei, după cum v-am zis mai devreme, nu fumam la mine în cameră. La început fumam oriunde, în casă, mai puțin la mine în cameră, tocmai din cauza asta. Dar când am mai crescut un pic, cred că deja în liceu, încerc să mă gândesc acum, în perioada în care eu am intrat a noua, deja ai mei veneau destul de rar pe acasă, se mutaseră la Techirghiul la fermă și eu locuiam singur în apartamentul din Constanța. Aveam casa întreagă la dispoziția mea și puteam să fumez unde vreau eu. Fumam și în bucătărie, și în dormitor, fumam în baie, pe WC-ul, la televizor, unde voiam eu fumam, pentru că deja stăteam singură și nu mai era nicio problemă. Dacă veneau ai mei acasă și mirosea țigări, nu, în primul rând nu cred că își dădeau seama, pentru că ei erau fumători, fumau în mașină mirosând hainele a fum, nu cred că simțeau. Și oricum, fiind singură, nu vă imaginați că făceam tutungerie acolo. Și înainte ca ai mei să plece, am început totuși să fumez la mine în cameră noaptea, pentru că dormitorul meu și dormitorul alor mei comunicau printr-un balcon, un balcon închis. La mine, de la mine din dormitor, puteai să ieși pe balcon pentru că aveam ușă de ieșit în balcon. În schimb, ai mei nu aveau ușă prin care să intre în balcon, era doar geamul. Deci, practic, geamul de la dormitorul lor dădea în balconul de la camera mea. În cazul în care mama intra în cameră și simțea că eu am fumat acolo, eu aveam pregătit o replică, gen, nu, că vine fumul de la voi din cameră, pe geam acolo, eu stând cu ușa deschisă la balcon, tot fumul de la voi din cameră vine la mine. Și mă scoteam cu chestia asta, nu era o problemă. Au fost momente în care fumam noapte, aveam un coș de hârtie, un coș de gunoi, pardon, pentru hârtie, mic, ceva micuț așa de la cu clapeta pe șpel, se ridică capacul, și îl țineam undeva la piciorul meu. Ușa, eu aveam biroul pus exact în dreptul ușii și când deschideam ușa de la balcon, practic ea se lovea un pic în colțul biroului. E, și eu acolo fumam la calculator când stăteam noaptea și după ce terminam din țigară, dădeam mâna de după ușa de la balcon și practic tot fumul se ducea în balcon. Și așa fumam. Și într-o seară fumam eu liniștit acolo, nicio problemă, și la un moment dat îl aud pe taică-miu
am simțit cumva că vine spre camera mea, pentru că eu am avut timp totuși să apăs cu putere pe coșul ăla de gunoi pe care l-aveam pentru hârtii la mine în camera, am apăsat repede pe el, s-a deschis clapeta, am aruncat țigara și am pus piciorul pe coș. Și stăteam așa, vă deschide taic meu și aș începe să mă întrebe niște chestii. Și eu mă gândeam, numai frății, că coșul ăla de gunoi este plin cu hârtii și eu tocmai ce am aruncat o țigara prinsă. N-o să fie bine ce se întâmplă acum, cu siguranță n-o să fie bine. Și culmea, eu mă gândeam totodată că privând, punând capacul la coșul de gunoi și punând piciorul peste, am privat de oxigen și practic logic că o să se stingă focul că nu are oxigen. Dar am greșit când am crezut chestia asta. Nu știu prin ce minunea dracului, cum a ținut taichimiu un minut și ceva de vorbă și a zis bine și a închis ușa și a plecat. Și în secunda în care eu am apăsat să deschid ăla, să văd, bă, când a sărit o flamă, vă jur, s-a dus flama aia până la tavan, de mi-am ars perdeaua la mine în cameră. Da, nu vă închipuiți că a ars toată perdeaua, gen de sus până jos, dar pur și simplu jos, unde s-a emanat foarte multă căldură, era o perdea de aia banală, s-a topit așa ca un plastic, s-a strâns un pic și norocul meu era că era în colț de tot și maică mea nici în ziua de astăzi nu a descoperit perdeaua respectivă. Am, în schimb, momentul foarte interesant în care maică mea deja s-a prins că fumez. Vă zic, deci nu se punea problema să mă simtă că miros a țigară, pentru că fiind și ei fumători, n-aveau cum să-și dea seama. Nu se punea problema să-mi găsească țigări în geantă, pentru că eu nu cumpăram țigări. Eu dimineața când plecam la școală, luam, sau când plecam afară, de fapt, că n-am fumat. Deci eu până la sfârșitul clasei a 8-a, mă prosteam cu fumatul, eu nu fumam cu adevărat, nu cumpăram țigări, abia din clasa 9 de la liceu am început să-mi cumpăr pachete de țigări din banii de buzunar. Și nici măcar nu era nevoie să mi le cumpăr, pentru că furam de la ei mei țigări de pe frigider. De cele mai multe ori la noi erau, ai mei își cumpărau cartușe de țigări și aveau în permanență țigări acolo. Nu, el clar că nu stăteau să le numere, să vadă câte sunt. Și atunci nici nu se prindeau, dacă desfăceam un pachet și luam 2-3 țigări de acolo, nu se prindeau ei. Cum s-au prins, în schimb, este că eram într-o zi cu maică mea în baie. Aici sunt trei evenimente marcante care au făcut-o pe maică mea să-și dea seama că, frate, e clar, Alina fumează. Pentru că, în rest, nu dădeam alte semne. Ce am făcut? Eram la baie cu maică mea și mă pregăteam să plec. Nu știu, mă aranjam, mă spălam pe dinți, mă nu știu ce și după aia încep să mă dau cu dermatograf la ochi. Maică mea stătea cu mine în baie acolo, stătea cu curul pe cadă și mă ascultea, nu știu, îi povesteam în timp ce mă dădeam cu creion. Și la un moment dat, nu știu cum se vede, dacă am un pix aici, am chiar un creion de sprâncene. Și mă dau eu cu creionul așa frumos, foarte atent acolo și la un moment dat și mă întreabă maică mea. Și eu țineam așa creionul, dar țineam creionul ca pe țigară, frate, maică nu l-am băgat în gură. Și zic, da, îți dai seama că nu știu ce. Și maică mea a văzut că în mâna mea, adică cine ține creionul așa, vă întreb, logic, nu? Îl ții așa sau îl ții așa sau cum l-ai folosit? Nu, eu din secunda în care am trecut din modul ăsta de a mă da, l-am făcut pac și l-am pus între degete ca pe țigară. Și maică mea zice, de ce ții creionul așa? Fumezi? Zic, ei, căca, fumezi. Nu fumezi, mă, mamă, ce nu, acum nu mai pot să țin un creion în mână, așa că brus, ce să spun, fumezi. Mă, tu fumezi. Nu, mă, nu fumezi și ai nebunit. Pur și simplu țineam creionul, nu mi-am dat seama, vorbeam cu tine. Mama, normal că, spicioasă e acolo. Mă rog, trece acest eveniment. Următoarea chestie. Tot în aceeași perioadă, deci din vacanța de vară din a 8-a spre a 9-a, eu nu prea am putut să-i prostesc pe ai mei. Faptul că mă apucasem de fumat n-a fost un secret din ăla de 6 ani de zile. Că chiar și acum am prieteni care au 30 de ani și se ascund de părinților că fumează și acum fac niște odei. Frate, what the fuck, ai 30 de ani? Adică spune-l mă ta că fumezi, e ok, ești adult, dar nu știu, noi avem copii la vârsta asta, nu stau să mă ascund de mama că fumez. Mă rog, eu am și avut norocul de a avea niște părinți foarte open-minded pe care îi iubesc și sunt mândră că m-am născut prin ei, în familia asta. Mă rog, au fost foarte deschiși din totdeauna ai mei și m-au lăsat să fac super multe căcaturi. Bun, și un alt moment în care maică mea a mai adăugat un indiciu la suspiciunile ei că eu m-aș fi apucat de fumat, a fost când a intrat într-o zi la mine în cameră cu țigara și nu i-a mai spus nimic. Eu care că tot timpul îți spuneam, ieși afară, pute, că îmi împuți hainele, că îmi pute părul a țigară, nu știu ce, a fost un moment în care nu am mai zis nimic. Și parcă o și văd pe maică mea, că mi-aduc aminte momentul ăla, cum stătea și fuma la mine în cameră, băi, și parcă de-a dracu dădea fum așa, gen, așa să-mi pută camera, știi? Și eu nimic. Și zice, mă, dar tu observi ceva? Zic, ce să observ? Eu eram cu nasul în cărți acolo, nu știu ce făceam.
cum de nu-mi zici nimic că sunt cu țigara la tine în cameră? Și am avut prezență de spirit să zic, e mare căcat, de parcă dacă nu intri la mine în cameră, oricum deschid ușa la sufrage, oricum sunt ușile deschise prin toată casa și vine fumul și la mine în cameră, așa că nu este nicio problemă. Sunt convinsă că maică mea iarăși a zis, sigur asta e, dar cu toate astea, din nou, subiectul ăla cu, bă, tu sigur nu fumezi? Da, mă, sigur nu fumezi, hai, lasă-mă, ieși la mine din cameră că mă împuț, nu știu, a dat o replică din asta, am gorit-o pe maică mea, zic, puh, în sfârșit, nu s-a prins, nu m-a crezut în mod deosebit că m-am apucat de fumat. Băi, și căcatul care îmi pune mie capac, eu singură mi-am pus capac, ca o tâmpită, ce a fost în capul meu, era la masă în bucătărie cu maică mea. Și tot așa era un moment, ori înainte să plec la liceu, ori, nu știu, era un moment de dinainte să plec. Și vorbeam cu maică-mea, îmi povestea maică-mea ceva, iar eu ascultam și mâncam biscuiți. Și mâncam eu biscuiți liniștită și la un moment dat ce credeți că fac fraților? Scrumez biscuitele, bă. Doamne, deci în momentul ăla maică-mea zice, ce faci, mă? Păi eu foarte naturală, uite ce făcea cu biscuitele în scrumieră și mă jucam cu el ca atunci când învârși țigara așa, ca să iei scrumul de pe argentic din ăla de plictiseală sau mă rog. Și uite așa, făceam cu biscuitele ăla și îl scrumam. Și maică-mea zice, a, gata, hai, am înțeles, creionul nu ți-ai dat seama, am înțeles că mirosul în cameră nu te-ai prind, nu te deranjează, nu știu ce, dar scrumezi biscuitele, mă, chiar așa. Și în momentul ăla am început să râd, pentru că mie oricum nu mi-era frică de mama. Mama are chestia asta minunată, am putut să-i povestesc lui maică-mea și îi povestesc lui maică-mea inclusiv când fac sex cu Adi, nu știu cum să vă spun. Am așa o relație deschisă cu maică-mea, încât mi-aș dori ca și eu, față de copiii mei, să am aceeași deschidere. Și nu mi-era frică de ea, adică știam că nu o să mă bată, știam că nu o să-mi facă ceva în mod grav sau așa. Știam, în schimb, că o să-mi livreze speech-ul ăla despre cum fumatul dăunează și despre cum nu e bine pentru tine, mamă, și las-te și nu știu ce. Iar eu nu eram pregătită la momentul respectiv de speech-ul ăsta, pentru că eram prea mândră de mine. Mi se părea că fac un lucru foarte tare, că fumez, eu imbecila dracu eram. N-aveam creier, frate, pur și simplu, la momentul respectiv. Eram în adolescență, eram cu hormoni, eram cu gagici, cu băieți, cu hai să mai vorbim porcării pe Mirc și pe Messenger și ce nebunie și ce sex eram. Eu eram fix în perioada aia în care îmi descopeream feminitatea, când începusem să îmi descoper un stil vestimentar, când am început să ascult paraziții și bubuia casa de paraziții și vintrea maică-mea și spunea, dă dracu, jurăturile alea mai încet, că avem musafiri în sufragerie. Și eu eram așa neînțeleasă și ia, whatever, mam, nu înțelegi tu ce cool sunt eu. A fost o proastă și dacă vă aflați și voi în perioada asta de 14, 15, 16 ani, nu fiți tâmpiți să vă apucați de fumat, pentru că o să regretați mai mult ca sigur mai târziu. Poate că o să aveți puterea să vă lăsați ușor, cum am și cunoscut cazuri, sau poate că o să târâți căcatul ăsta de obicei dăunător după voi până la 30, 40, 60 de ani. Poate nici n-a apucat 60 de ani din cauza asta. Adică eu la modul ăla am început să mă gândesc cât de tare mă urăsc pentru că fumez și pentru că sunt slabă în fața acestui viciu. Asta a fost așa o scurtă poveste despre cum eu am început să fumez. Din momentul ăla nici n-a mai fost un secret că fumez. Cred că câteva luni m-am ferit să fumez de față cu taică meu. Și cu maică mea, în schimb, fumam tot timpul, adică îmi dădea voie. Încă mi-amintesc prima dată când mi-a zis maică mea, hai, ia. Într-o dimineață eram noi două și zice, hai, cafea bei? Zic că, mă rog, cafea mai beam, adică nu era o problemă și de dinainte să încep să fumez. Zice, hai, vrei să avem un moment de la cafetele, să fac o cafea, fumăm o țigară? Băi, și mi-aduc aminte cât de awkward mi se părea să fumez cu maică mea, pentru că trăgeam așa jenat așa și suflam fumul ăla. Mi se părea aiurea, parcă nu voiam să fumez de față cu ea. Și ea făcea, ce ciudat ție țigara aia, zic, hai mamă, lasă-mă în pace, adică ea cumva și făcea mișto de mine că mă apucasem de fumat și aveam momente și momente în care spunea, hai mamă, nu mai fuma, mă, iubita mea, că o să-ți pară rău. Și eram, lasă mamă că pot să mă las de fumat, că îmi place și acum e doar un experiment și nu știu ce. Și n-a fost deloc așa un experiment, că uite, am 30 de ani și deja fumez de 15 ani. Nu-mi vine să cred că la vârsta mea eu deja am fumat jumătate din viața mea și sunt ultimul om, mă simt ultimul om, pentru că nu pot să fac o schimbare și să las țigările și să fiu un exemplu pentru copiii mei. Aș vrea să fiu un exemplu pentru copiii mei și să nu crească cu mine văzându-mă că fumez. Aș vrea să îi scutesc încă din fașă, din punctul T0, de greutatea de a face efortul, de a trece prin supărarea, prin toate cele, de a se lăsa de fumat. Cel mai bine pentru ei asta ar fi, ca eu să pot să mă las de fumat
și să nu fie niciodată tentați. Deși sunt conștientă că, hai să fim serioși, tentații o să fie și că probabil o să fumeze. Și mă rog, mai sunt mulți ani până atunci, poate că mai sunt încă 12, 13, 15 ani până când vor ajunge copiii la vârstele în care ar putea fi tentat să se apuce de fumat. Mai am mult timp până atunci, o să vedem cum o să procedez, dacă o să-i prind vreodată cu țigări în ghiozdan. Cu siguranță că nu o să-i bat sau așa, dar le voi livra cu adevărat speech-ul pe care îl am eu. Sper ca la vremea respectivă să mă fi putut lăsa de fumat, bă, nu mai știu timpurile, ești nebun. Mă rog, ați înțeles voi. Sper ca la vremea respectivă să nu mai fumez. Gata, hai, simplu, cearta gramatică. Să pot cu adevărat să-i opresc din chestia asta. Din păcate, maică mea n-a putut, oricât de mult s-a chinuit ea. Criza mea hormonală, perioada mea de descoperire, adolescența, a fost mult mai puternică decât rațiunea pe care a avut-o maică mea și spiciul ei. Și nici dacă m-ar fi bătut și dat afară din casă și ars cu țigara, vorba vine, nu m-ar fi fost convins să mă las de fumat. Îmi plăcea prea mult și mă simțeam integrată, mă simțeam că fac parte dintr-un anturaj, mă simțeam că am o conexiune, mă simțeam cool, îmi plăcea să fumez, mi se părea că sunt sexy, mi se părea că ce interesantă sunt eu, adoram pauzele de țigară de la școală, adoram fumatul în sine, mi se părea cel mai tare lucru. Atât de tâmpită eram. Așa că orice mi-ar fi făcut maică mea, de la bătăi, certuri și scandaluri și tot ce vreți voi, nu m-ar fi făcut să mă las de fumat. Eu sper, în schimb, că atunci când Matei o să fie mai mare, poate să fie un pic mai înțelept decât mine. Pe măsură ce au trecut anii, am ajuns la facultate, după liceu. Și în liceu deja îmi cumpăram țigări, așadar în facultate deja eram o fumătoare cu experiență. Cel mai mult îmi plăcea, eu am făcut facultate, am făcut jurnalismul la FJSC, la Universitatea București. Toată lumea știe Leu, bănuiesc, mă rog, bucureștenii, la PACA acolo frumos, la Leu, exista o terasă în cadrul complexului universitar care se numea la JEG. Și băi, băieți, ăștia care sunteți, care ați prins JEG-ul, cu siguranță că sunteți nostalgici, eu cel puțin sunt. Îmi plăcea la nebunie ca dimineața, când mergeam la facultate, să ne întâlnim la JEG, să ne luăm o cafea și să stăm să fumăm ca șerpii acolo. După care să intrăm la cursuri. Vreau să vă zic că îmi plăcea atât de mult timp să stau la JEG, la terasa aia, mă simțeam cam vamă oricum, încât erau zile în care mă duceam la facultate, intram la JEG la cafea și ieșeam la JEG din JEG la 6 seara, adică acolo rămâne. Ieșeam din JEG, cum sună asta. Și deja nu mă mai duceam în facultate, nu mă mai duceam la cursuri, rămâneam direct acolo la JEG și mai stăteam, ba cu o colegă, ba cu două, mai oamenii intrau, ieșeau, plecau și noi stăteam tot la aceeași masă și fumam, frate, cred că un pachet de țigări și beam vreo 3-4 cafele pe la prânz, mai băga și un sandwich de la cușnițel, cartofi prăjiți, salată de varză. Doamne, cât de dor îmi e de sandwich-ul ăla de la JEG. Oh, m-a lovit nostalgia. Mă rog, și așa a fost în facultate. Mergeam la JEG, mergeam la Springtime, unde când mai chiuleam ne plăcea la nebunie să mergem la Springtime ăla de la universitate și acolo se fuma, frățică, tăiei fumul cu cuțitul. Ca să nu mai spun că fumam inclusiv în facultate, la etajul 6, unde jurnalismul, erau numai chiștoace pe jos. Asta pentru că erau unii nesimțiți și le lăsau pe jos. Eu de obicei le stingeam și le aruncam la coș sau le stingeam un pachetul de țigări. Niciodată nu aruncam țigara pe jos, o sting cu pantoful, că mi se părea un lucru îngrozitor. Deci puțea pe holurile alea de la facultatea țigări și erau chiștoace pe jos. Deci e că e un gang de la de o scară de bloc din Ferentar, nu știu, așa era. Și cel mai mult fumam în sesiune. Eu sunt genul care, dacă are de învățat, dacă are un proiect greu și așa, eu nu prea procrastinez. Adică, dacă știu că am de lucrat la ceva, mă apuc din timp. Și în sesiune îmi plăcea, sincer, concentrarea aia de efort intelectual. Îmi plăcea să învăț. Și îmi place și acum și cumva mă cam mănâncă în curs să mă apuc de master, pentru că n-am apucat să-l fac. Ăsta este probabil un alt story time. Mi-ar plăcea să mă apuc din nou de master, dar e clar că nu am timp. În schimb, în facultate, când învățam, îmi plăcea la nebunie în sesiune să mă închid în garsonieră, pentru că n-am stat la cămin. Am avut norocul ca ai mei să-și permită să mă țină în chirie, practic, în București. Și stăteam în garsonieră la mine, la momentul respectiv, stăteam în crângaș într-o garsonieră foarte... Și mă încuiam acolo și îmi cumpăram țigări și nu făceam altceva de dimineață până seara. Stăteam în pat, în pijamale.
în poziție de aia caturcu cu picioarele sub mine și cu cursurile, tot felul de foi așezate pe căprării, cu cărți. Îmi plăcea să lucrez, eu de obicei când învăț, lucrez cu marcăre, cu highlightere din alea și dădeam cu highlighterul pe rândurile alea și învățam, băi, și fumam și învățam și fumam și învățam și mai făceam pauză să mă duc să mă piș sau să mă duc să-mi fac un sandwich. Și așa o țineam 2-3 săptămâni, adică vă dați seama cât de mult puteam să fumez în perioada aia, pentru că eram și stresată și cumva eu când lucrez nu simt că îmi fumez. Îmi aprind o țigară și asta fac și acum de obicei. Păi eu când mă apuc de montaj, dacă stau câteva ore, fumez 10 țigări, dar nu-mi dau seama că îmi fumez țigările, pentru că am mâna stângă pe tastatură și mâna dreaptă pe mouse. Eu mi-aprind o țigară, că simt nevoia că mi-e poftă de o țigară, trag două fumuri din ea și o pun în scrumieră și încep să lucrez. După vreo 2-3 minute mi-aduc aminte că mi-a prins o țigară, mă uit la ea, jumate iarsă în scrumieră. O aprind din nou, mai trag două fumuri, o pun la loc și următoarea dată când iarăși mi-aduc aminte de ea, mai ia așa un pic. Normal că eu nu mi-am satisfăcut pofta de țigară și 10 minute mai târziu îmi vine să mi-aprind alta. Și zic, hai că frate, pe asta trebuie să o fumez, nu pot să o las să moară în scrumieră din nou și așa. Păi și așa fac, zilnic. Asta e oricum, nu e o scuză sau ceva, but it's a fact că încerc să fumez atunci când lucrez, când fac mâncare, când fac curat, când fac ceva, mai mi-aprind o țigară, uit de ea și la finalul zilei zic, ha, sunt putuna, iar am fumat un pachet de țigări. Mă rog, asta a fost perioada cu facultatea, după care primul meu job a fost, când deja consider că am intrat în viața mea de adult, a fost primul meu job, respectiv la Playboy, unde am lucrat timp de 2 ani, am lucrat pe parte de redacție, mă ocupam de site, de playboy.ro, am prins fix tranziția de la playboyromania.ro la playboy.ro și jobul meu de la vremea respectivă, cam de chinez trebuie să recunosc, era să iau cu copy-paste toate textele de pe playboyromania.ro, de pe site-ul vechi, să le editez, să le pun diacritice, să le aranjez frumos în pagină și să le urc pe noul site playboy.ro. Și asta era o muncă de chinez. Dar îmi plăcea foarte mult, că erau multe poze cu cărgiși dezbrăcate, tot felul de articole despre sex, despre fetișuri, despre chestii interesante, tot felul de interviuri mișto cu vedete, cu... Nu știu, îmi plăcea la nebunie jobul ăla. Pe lângă chestia asta, eu în schimb trebuia să și aduc aportul meu. Și atunci scriam și eu articolele mele sub numele meu, Alina Greavu, pe site-ul Playboy, pe diferite teme. Și la vremea respectivă, sediul Playboy era într-o căsuță din asta micuță și cochetă, undeva în spate la Romană. Jos aveam bucătăria, ce ne făceam cafea și stăteam la țigări și stăteam și ne gândeam ce articole să mai scriem noi pe ziua de astăzi, ce avem de lucru. Băi, și poate stăteam uneori o oră și făceam brainstorming. Și brainstorming-ul ăla, practic, făcea parte din ziua de lucru. Mi era mult mai ușor să mă gândesc la ce articol, pe ce temă să scriu astăzi, despre ce dracu să mai scriu astăzi, dacă stăteam în bucătărie, la cafele, la ceaiuri, la țigări cu colegii mei și îmi dădeau și ei idei și mai râdeam și ce-ar fi dacă aș scrie despre aia, bă, vezi că am auzit o chestie super tare, nu știu ce. Fumatul, la vremea respectivă, devenise ceva absolut obișnuit. În fiecare dimineață, când mă duceam, beam o cafea acasă, fumam 2-3 țigări, după care ajungeam la muncă și, de fapt, atunci se întâmpla grosul. Au mai fost apoi momentele importante cu fumatul din viața mea, de la Digi și de la ProTV, care sunt clar considerabil cele mai mari joburi, cele mai mari cărămizi din cariera mea de jurnalist, să spunem. Am avut multe alte joburi mai mici, multe alte locuri în care am lucrat, proiecte în care m-am implicat și așa mai departe, dar din punctul ăsta de vedere, cele mai mari 3 realizări pe partea de carieră la mine au fost Playboy, cu care am început, Digi, unde am fost prezentatoare de știri și a fost o experiență total nouă pentru mine, după care actualul job de la ProTV, mă rog, acum stând acasă nu pot să spun că este actualul, dar clar, eu încă sunt angajată practic a ProTV-ului, doar că sunt în concediu de creștere a copilului în momentul ăsta. Și la Digi începeam programul de muncă, la 5 dimineața trebuia să fiu la redacție. Lăsând la parte că nu era nici dracu pe străzi la ora aia, că nici autobuzul nu circula când plecam eu de acasă. Ajungeam la redacție și eram o mână de 4-5 oameni. Eram eu, make-up artistul, 2-3 oameni în regie și un operator, cam așa eram. Păi și noi acolo o mână de oameni, eram toți rupți în gură să venim la 5 la muncă. Și stăteam în zgribuliți așa în bucătăria aia micuță de la Digi, Digi Constanța mă refer, și fumam, frate. Acolo stăteam și fumam și vorbeam și tot fumam și tot așa. Apoi a venit jobul ProTV, unde aveam foarte multe caravane, preselecții, tot felul de locuri în care mergeam și mergeam foarte mult cu autocarul.
Și când făceam pauză de benzinărie, de pipi, de sandwich, de nu știu ce, bă, băgam ca șerpi, sudam țigările ca pe pufulesc cu saliv. Bun, între timp mi-am luat și o bluză pe mine, că mi s-a făcut un pic răcoare și o să trebuiască să filmez clipul ăsta cu Teo și cu Zuza crânțănind pe fundal. Simt efectele fumatului asupra mea. N-am nicio problemă cu inima și nici cu plămâni, nici cu toate cele, că în momentul în care am fost însărcinată, m-am căutat și în curs și peste tot și sunt bine. În schimb, eu simt alte lucruri care mă deranjează la fumat. De-a lungul anilor am simțit oboseala în comparație cu prietenii mei nefumători. De exemplu, când mergeam la pârtie, eu simțeam că îmi iese limba din suflet de oboseală în momentul în care urcam cu schiurile pe pârtie. De exemplu, urăsc anxietatea pe care o simt când știu că nu mai am țigări. Momentele în care sunt la Kaufland, de exemplu, sau în Jumbo, sau în Ikea, unde intri și nu mai ești 4 ore, urăsc sentimentul ăla de abia aștept să ajung la mașină să fumez o țigară. Mi-e scârbă de mine, nu-mi place că sunt dependentă de ceva. Este ceva care mă cuprinde atât de tare, ce mă ține atât de mult fumatul ăsta, încât nu am putut să mă las de fumat însărcinată. Îmi aduc aminte, cred că încă lucram la ProTV, da, când nu rămăsesem însărcinată și vorbeam cu niște colegi afară, pauza de fumat m-a ajutat să-mi limpezesc cumva mintea. Eu când eram la redacție, munceam mai cu spor, pentru că știam că urmează să ies la țigară, să vă explic de ce. Dacă lucram, de exemplu, la un tabel, făceam o bază de date cu 1000 și ceva de concurenți de la Vocea României din sezonul respectiv, cel puțin. De obicei ne veneau 1000 de oameni la preselecție într-un singur oraș, nu vorbim despre toată țara. Și făceam o bază de date cu toți. Credeți-mă, e muncă de chinez să stai să bagi manual 1000 și ceva de concurenți cu număr de telefon, adresă de mail, vârstă, oraș, contact, părinți și toate cele, ce piese cântă și așa mai departe. Și simțeam că îmi vine, că mă ia fumatul. Și dacă eram, de exemplu, la concurentul numărul 80 și ceva, spuneam, ok, nu ies acum, ies după ce fac 100 de concurenți în tabelă. Și asta este o chestiune care mă reprezintă în general. Eu niciodată nu las baltă lucru pe care îl fac acum, las căcatul praf, că mă duc să fumez. Nu, tot timpul sunt rațională și împing cât pot eu de mult momentul în care fumez din nou. Încerc să-l împing și la montaj la fel. Nu mi-aprind o țigară până nu termin 3 minute în cap de montaj, de exemplu. Poate o să spuneți că sunt nebună, dar asta este o modalitate prin care eu încerc să las mai moale, să o las mai moale cu țigările. Și atunci la ProTV îmi spuneam că am făcut iarăși o paranteză, că doar ar trebui să mă numesc Alina paranteză grea, vă jur, pentru că am stilul ăsta. Atunci mi-aduc aminte că vorbeam cu colegii la țigară, desigur, și le ziceam că nu-mi place faptul că fumez și că m-aș lăsa de fumat, dar nu greșesc, am spus o prostie. Îmi plăcea să fumez și consideram la vremea respectivă, asta însemnând acum vreo 3-4 ani, consideram că nu e mare căcat să te lași de fumat. Nu știu de ce credeam asta. Nu încercase niciodată să mă las de fumat cu adevărat. Îmi ziceam eu mie că, bă, eu o să mă las de fumat în momentul în care o să rămân însărcinată. În doar două variante, două scenarii posibile. Când o să rămân însărcinată sau dacă mă sperie doctorul și îmi spune că o să mor din cauza țigărilor. Eu numai așa m-aș lăsa de fumat. Pentru că îmi plăcea să fumez, nu simțeam că e o problemă, fumatul în sine, actul social din spatele fumatului, apropierea de colegi de acolo, faptul că l-a fumat, se bârfea, se vorbeau tot felul de chestii interesante, îl mai cunoșteai și pe ăla de la un alt departament. Eu, de exemplu, în mod normal, chiar dacă lucrez la ProTV, toată lumea are impresia că eu știu ce salariu are Andreesca, eu știu, îl cunosc personal pe toată lumea. Nu e așa, este o dita mai clădire, dita mai instituție cu grămadă de departamente și unii dintre îi știi pe ei apropiați ai tăi, că nici toți vecinii din bloc nu ți-i cunoști, adică îi știi din vedere, vă salutați la lift, dar aveți o relație cu ei. Deși numai fumatul mă făcea și pe mine să cunosc colegi din redacția lui Măruță, să-i cunosc pe aia de la știri, să, nu știu, de la Eurosport, de la Sport, Doamne, de la ProSport. Așa. Deci fumatul din punctul ăla de vedere îmi plăcea pentru că făceam conexiuni cu niște oameni și cunoșteam niște oameni pe care, mă, normal, nu aș fi avut ocazia să-i cunosc sau să interacționez cu ei.
Și vine așadar momentul după ce eu zic că mă las de fumat doar dacă rămân însărcinată sau doar dacă îmi zice doctorul că mor sau mă îmbolnăvesc, vine momentul în care eu rămân însărcinată și zic, opa, cea mai mare anxietate pe care am simțit-o când am rămas însărcinată a fost ce mă fac cu faptul că fumez, pentru că eu trebuie să mă las de fumat. Deci vă aduc aminte, fumam peste un pachet de țigări pe zi. Erau momente cu prou, când plecam în caravane prin toată țara. De fapt, munceam în mare perioadă, clar, munceam în timpul ăla, dar atunci când luam pauze de țigară, fumam trei, frate. Fumam ca o disperată, de mi se făcea rău, de mă lua mețeala, pentru că nu știam când mai vine următoarea pauză de țigară. Și așa, practic, din cauza asta, am ajuns să-mi ridic singură doza de fumat și ca organismul meu să ceară mai multă nicotină, pentru că nu mai era obișnuit cu aceeași pauză simplă, o dată la o oră, două, trei, mă rog, când ia fiecare pauză de țigară, fumezi una, că ești disperat și ești la țigară și sfudezi 3-4 țigări, normal că nu mai simți numai una singură. Și așa am ajuns și în momentul de față, ca atunci când sting o țigară, eu să nu simt că m-am săturat dintr-una. Și este foarte frustrant sentimentul ăsta, pentru că asta mă face practic să aprind următoarea țigară la un timp mai scurt decât dacă m-aș fi săturat din țigara respectivă. În 20 de minute deja eu mi-aprind o altă țigară, ceea ce este groaznic. Nici nu vreau să mă gândesc în ce hal o să fiu înjurat în comentarii. Deci cel mi se rupe, de-aia nu mai dorm eu noaptea. Din momentul în care eu pun o cameră în fața mea și vorbesc și scot sufletul din mine și pun aici, înseamnă că mi-asum chestia asta și cine mă judecă, să mă judece, mi se rupe fâșul. Ați terminat de mâncat? Ah, ce frumos, gata, cu crânțănitul pe funda. Și vine momentul în care eu rămân însărcinată. Zic, ce fac eu cu faptul că am rămas însărcinată, că trebuie să mă las de fumat. Mă duc la medicul meu, Luis Mendez, să-i dea Dumnezeu sănătate, cel mai șmecher medic din lumea asta. Și Mendez îmi spune, băi, te înțeleg că ești gravidă, ideal ar fi să te poți să te lași de fumat, dar dacă nu poți, încearcă măcar să reduci țigările. Eu încă eram în momentul în care cumva credeam că o să pot să mă las de fumat. Și am zis, cum n-ai, eu sunt ambițioasă, eu trec prin cărămidă, ești nebun, nu mă las eu de fumat. Mare găcat, normal că o să mă las de fumat, că uite, am un copil în mine, vreau să fie sănătos, la și tot speech-ul ăla despre cum fumatul dăunează. Primul pas pe care l-am făcut în momentul în care am rămas însărcinată a fost să-mi schimb țigările. Fumam niște țigări mai tari la vremea respectivă, fumam Davidoff Slim, Davidoff Slim Gold, care sunt tăricele. Am trecut de la Davidoff Slim Gold la Voglila, care erau mai slabe. Indiferent că fumam Kent 8 sau că fumam Dunhill alb de la cele mai slabe, obiceiul meu, creierul meu îmi spunea să mai mi-aprind una. Chiar dacă eu behăiam, mi se schimba vocea și îmi venea să vomit și aveam gust de cărbune în gură, creierul meu îmi spunea, nu e suficient o singură țigară, mai fumează una. Și normal că, fiind slab în fața viciului, mai mi-aprindeam o țigară. Și am zis, bă, în stilul ăsta ce dracu o să fac, cum o să ajung? O să mor naibii la 40 de ani. Trebuie să schimb țigările. Și atunci am schimbat țigările, am trecut pe cele mai slabe slimuri de la vremea respectivă. A fost groaznică tranziția, pentru că nu simțeam nimic. Deci nu simțeam că trag dintr-un pai prin care bei suc. Pur și simplu, simțeam că intră în mine numai aer. Și ăla a fost un moment de pură depresie pentru mine și de frustrare, pentru că îmi doream să fumez. Ca să nu mai spun că sarcina în sine, în momentul în care rămâi însărcinată, mai ales la prima sarcină, te cuprinde așa o panică și o anxietate că nu știi ce se întâmplă cu tine și cumva dacă ești fumător, îți vine să fumezi și mai mult, că ești under pressure, ești stresat de dimineață până seara, încep să se schimbe, ți se schimbă corpul, încep să te gândești, aoleu, trebuie să renovăm casa, nici nu mai spun de discuțiile alea, dar dacă îți dorești sau nu sarcina, dacă ai tăi sunt de acord sau nu cu tipul cu care ai rămas gravidă, dacă el își dorește sau nu copilul, dacă tu ți-l dorești cu adevărat, unde puneți copilul să doarmă, ce vă faceți cu cheltuielile, cu una cu alta, deci este o... Încep controlele la medic, ginecologie, ia sânge, scanează-te, ecografie, nu știu ce, o perioadă foarte stresantă în viața unei gravide. Și dacă înainte era fumătoare, acum simte să-și bage 5 pachete de țigări în gură, nu o țigară. Și tocmai pentru că presiunea și nivelul de stres au crescut, direct proporțional cu asta a crescut și apetitul meu pentru țigări. Și am zis, bă, nu se poate să dau curs sentimentelor și impulsului de a fuma ca un turc, trebuie să o las mai moale. Schimb țigările și încerc să fumez mai puțin. În perioada aia, în prima parte a sarcinii, încă eram la muncă.
Și eram la redacție, la Pro TV, mă uitam la ceas, lucram la calculator și mă uitam la ceas. Și am zis, bă, primul pas pe care trebuie să-l fac este să-mi impun un program. Fumez la oră fixă. În momentul în care s-a făcut ceasul fix, eu ies și fumez. Las tot ce lucrez, spre deosebire de obiceiul meu de a îmi împinge momentul până când termin treaba, până fac tabelul cu 100 de concurenți, cum am zis mai devreme. Nu, de data asta, când e oră fixă, eu ies la țigară. Ca să mă dresez pe mine ca pe un papagal sau ca pe un cățel sau ca pe o găină care ouă la oră fixă. Și să țin cumva sub control nevoia mea de a fuma. Și zic, ok, e ora 12, la ora 12 blocam calculatorul, ieșeam la țigară. Fumam o țigară. Băi, în timp ce fumam țigara, mă gândeam doar că, Doamne, ce mi-aș mai aprinde-o pe a doua. Uneori mi-o aprindeam și pe a doua, alteori nu. Și intram din nou în redacție. Mă așezam la calculator și începeam din nou să lucrez. Vreau să vă spun că până se făcea ora 1, următoarea oră de fumat, mă gândeam în continuu cât e ceasul și când pot să ies din nou să fumez. Nu știu dacă înțelegeți cât de fucked up e chestia asta și cât de scârbă îmi e de mine sau la momentul respectiv îmi era de mine și cât de slabă puteam să fiu eu în fața acestui viciu. Planul meu atunci era să fumez o dată pe oră, după care să încep să ridic pragul de la o oră la o oră și 5 minute, o oră și 10 minute și să ajung și eu să fumez 3-4 țigări pe zi, sub nicio formă. N-am reușit chestia asta, am zis ok, trebuie să încerc o altă metodă. Am auzit de oameni care au zis, bă, știi ce, eu din momentul ăsta am spus că nu mai fumez, am stins țigara și n-am mai fumat. Zic, bă, trebuie să încerc și eu, că poate eu sunt asta bruscă și pot. Și am încercat asta într-o dimineață, la ora 1 aveam programare la ginecolog cu sarcina. Și mă trezesc dimineața, nu știu cât era ceas, oricum, vorbim despre sarcina cu Matei. Și dimineața, tocmai pentru că sunt de obicei o persoană matinală și obișnuită cu mersul la muncă și așa mai departe, m-a trezit corpul pur și simplu la 7 dimineața. Și să mă trezesc la 7 dimineața, să nu fumez, să nu beau cafea, mi se pare că ce dracu fac cu viața mea. Sincer, nefumătorii, normal că nu mă înțelegeți, dar fumătorii sunt convinsă că știu ce spun. Și cum să nu fumez? Hai, gata. Și mă trezesc în acea zi fatidică de sarcină, că din momentul ăsta eu nu mai fumez. M-am trezit dimineața. Bă, mi-ar da pieptul de o țigară. Simțeam că nebunesc atât de mult, îmi doream să fumez, îmi doream cafeaua mea, rutina mea. Și am zis, totuși, hai să încerc și mă țin stăpână pe mine și nu fumez. Bă, că m-a intrat dracu în mine. Mă mânca pielea, efectiv. M-a certat cu Adi. M-a enervat totul. Că de ce o farfurie în chiuvetă, că de ce intră soarele prin draperii în sufragerie, că de ce mi-a sunat telefonul, m-am luat de maică mea fără nicio vină și am zis, băi, ești nebun, ce presiune și ce frustrare și ce sevraj am în mine, îmi venea să le rup capetele. Hai mă, Zuza, mă! Stai cu minte, te rog, Zuza acum are chef de joacă, se dovălește pe aici. Și intrase dracul în mine din cauza sevrajului, practic. Și ajung la ginecolog, la control, păi, și mă simte și medicul meu. Mă întreabă, ce-i cu mine, mi-e rău, ce s-a întâmplat? Dar așa făceam, tremuram și eram ca un copil din ăla care suferă de ADHD sau cel puțin nu aveam attention span-ul de 4 secunde, nu știu cum să vă spun. Nu puteam să mă concentrez pe un lucru mai mult de 5 secunde. Eram, îmi fugea ochii așa în cap după orice altceva și în continuu mă gândeam, mamă, vreau să fumez, dar nu fumez, nu fumez, vreau să fumez, nu, dar nu fumez. Ca să nu mai spun că m-am intrat în mașină și erau țigări în mașină și aveam și țigări în geantă și acasă. A fost absolut groaznic să încerc... Hai mă, Zuza! Stai cu minte, te rog! A fost absolut groaznic să rezist în fața tentației, fiind înconjurată de tentația respectivă. Și după... Și medicul, când m-a văzut cât de rău mie și în ce hal mă transformasem, zice, auzi, să știi că tu mai mult rău îi faci copilului prin starea ta de nervi și de anxietate și prin sevraj decât îi face o țigară. Acum, eu nu spun să te apuci de fumat, să fumezi ca înainte, dar totuși nu-ți trece organismul și sarcina și copilul printr-un astfel de stres, pentru că simte tot. Și mai degrabă încerci să le rărești ușor, ușor, până reușești să te lași de fumat. Nu te lăsa brusc de fumat, că reacțiile chimice din corpul tău te dau peste cap și mai mult îi faci rău copilului și implicit ție. Cumva, ce mi-a spus el,
m-a liniștit. Nu mă mai simțeam ultimul gunoi de om. Normal că fumatul face rău, așa cum am început la, cum am spus la începutul clipului. Dar primisem așa un ok, un mic ok, din partea doctorului meu, care îmi spunea, bă, poți să fumezi, dar fumează puțin și fumează controlat și fumează țigări slabe și așa mai departe. Și atunci am făcut schimbarea. Așa atunci, mi-aduc și acum aminte, că am coborât pe scările aia de la Regina Maria și când am intrat în mașină, am fumat 3 țigări sudate. Până mi s-a adică am fumat 3 țigări sudate, mi s-a făcut rău, efectiv. Nu mai fumasem de la 7 dimineața până la 1 jumate, cât am stat în cabinetul medicului. Practic, în afara momentelor de zbor cu avionul și ce vă povesteam mai devreme, a fost cea mai lungă perioadă în care eu am rezistat fără țigări. De la 7 dimineața până la 1 după amiaza. Mă simțeam desigur un gunoi de om. Încercam să o las mai moale. Toată lumea în jurul meu îmi spunea că eu nu sunt conștientă că îi fac rău copilului. Ce credeți că se întâmpla? Ajungeam acasă și mă măcina vinovăția. Mă simțeam ultimul om. Plângeam. Nu pot să vă explic cât de tare m-a afectat chestia asta, că toată lumea îmi spunea că nu e ok că fumezi. Și am făcut totuși schimbarea de a fuma mai puțin. Am încercat să nu fumez și din alte ocazii și n-am reușit. Sunt convinsă că sunt multe femei care trec prin chestia asta. Și mai sunt convinsă că nefumătorii care m-au criticat, dacă s-au uitat la clipul ăsta până la final, au înțeles ceva. Și să nu mai judecăm oamenii fără să știm prin ce trec ei. Începusem clipul ăsta cu o energie ceva mai sus și acum spre final chiar mi-am scos sufletul în clipul ăsta. Mă simt mai dezbrăcată în fața voastră, că v-am spus slăbiciunea mea în fața fumatului, decât că v-am spus cum am născut natural și m-a tăiat ăla cu bisturiul la veveriță. Înțelegeți? Am reușit să fac multe lucruri în viață în general. Sunt o persoană ambițioasă care realizează cam tot ce își propune. Singurul lucru mai puternic decât mine este fumatul. Și nu credeam atunci când m-am apucat de fumat că o să ajung vreodată în acest punct. Credeam că o să mă pot lăsa cu ușurință, credeam că este un fleac, un căcat, mare lucru să te lași de fumat. Gata, hai că ne-am întristat de tot, să mură, deci mi-a picat vibe-ul de tot din cauza acestui clip. Dacă v-a plăcut clipul, dați-mi un thumbs up, nu uitați să dați un subscribe, să apăsați și pe clopoțel acolo ca să primeți în timp real de fiecare dată când eu încarc un clip nou. Mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, unde postez zilnic tot felul de chestii din viața noastră. Vă mulțumesc tare mult dacă ați avut răbdare să vedeți clipul până acum la final și aveți grijă de voi!